În videoclipul de astăzi am jucat hărțile abonaților pe Stumble Guys, iar dacă vrei și tu să apari în următorul videoclip, tot ce trebuie să faci este să lași un like, să te abonezi la canal, iar apoi să lași codul hărții pe care vrei tu să o joc în clipul viitor, iar eu, bineînțeles că o voi juca. Atât am avut să vă zic, vizionare plăcută! Ok, bă, vezi că asta e realizată, asta pare muncită cât de cât. Ok, deci trebuie să mă gândesc cum trebuie să fac. Eu cred că trebuie să mă duc în acel ventilator, la acele elice, cred și eu. Sincer, nu prea înțeleg lore-ul hărții, se zic. Tocmai ce am zis că e muncită, bă, dar nu prea e mare efortul la harta asta, gen. Este numai... Ok, îmbrățat cuvintele. Harta e muncită, mai ales că mă țolează acolo la final, ok, bine de știut. Vă rog să mă lăsați și voi hărți pentru episoade. Ia, dau aici și fac... Era clar, bro, era clar că dacă fac chestia asta mă calific, pentru că mi-am dat seama de la ultima încercare că pot să mă calific, numai că mă omora, nu știu, nici nu știu ce mă omora asta e faza. Cool, ia să vedem aici ce trebuie să facem. Bă, și asta e muncită. Deja începutul pare să fie un picus complicat. Dar, ok. Ok, nu este problema, Alexe. Se știe că poți. Ok, ce să poți tu, Alexe? Hashtag motivație. Ok, bă, am scăpat mai rapid decât mă așteptam de început. Ceea ce e bine. Ia, mă fac și invizibil, nu că avea vreo relevanță. Știu că mă zbura. Bă, da, nu, bă, înainte nu puteai să zbori. Ah, bă, da, da, cred că a făcut. Eu să pot să zbori puțin. Ok, ia, aici știu că o să mă nimerească ciocanele astea, ciocanes. Bă, vere, ușor, rău, ia, ce cale să abordăm? Abordăm trambulina, ar fi cea mai ușoară, sau abordăm calea dreaptă? Hai să abordăm trambulina. Cea mai proastă idee. Bă, dar, bro, n-a pus checkpoint-uri, vere, nu mă gândeam că n-a... Bă, nu mă gândeam că n-ai pus checkpoint-uri, bro, nu mă gândeam la chestia asta. Nu știu, am încercat să o iau pe scurtătură, cred că mai bine nu luăm pe nicio scurtătură. Să că abordăm calea ușoară ca să-ți termin harta. Pentru că n-am eu șansă să o termin luând-o pe acolo. Alea mai multă slațul cred că m-ai trollat mai mult, dar e ok. Ok, ok. Ia cât mă arunc în sus. Ok, și... Doamne, finally, bro. Nici nu mă gândeam, alea au fost puse la troll, vere. Clar au fost puse la troll să-mi dea troll. Ok, revenim cu următoarea hartă. Parcă se numește Race Modern harta, dacă nu mă înșel. Bă, și actually, asta chiar pare muncită, adică uitați-vă unde e finish-ul. Ok, bineînțeles că eu un jump dau și încep să împing, dar e ok. Nu o să mă grăbesc pentru că am timp. Rapid mă pot califica și pe asta, zic eu. Dacă muream, clar... Chiar apreciem că... Ok, nu știu, mă mir că mi-a ieșit acum să fac chestia asta, dar ok. Bă, da. Ia, aici e troll, nu? Aici am... Eram sigur! Eram sigur, bă, vei, știu că voi faceți de astea cu troll. Puteam să jur. De ce erau oare două finish-uri, bro? Când era clar că voi puteți să faceți troll. Și de ce să nu faceți voi troll, gen? Bam. 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 Băi, mișto rău harta, mai ales că a fost și chestia de mațolat. Deci mi-am luat deja de două ori troll. Aici ar fi culmea să mor iar. Atunci unde trebuie să mă mai calific dacă mor. Bun, și m-am calificat. Bă, faină rău harta, n-am să zic că nu-i faină. Chiar îmi place. Trecem la următoarea hartă. Bun, harta asta garantez sigur că o să vă placă. Se numește Practice Block Dash și este făcută de Epunaru. Dacă știți, am făcut acel short care, by the way, a atins peste 500.000 de vizionări. Și vă mulțumesc prin calea asta la tuturor care ați apăsat pe like. Și fix în genul ăla e și bă, arată mișto. Ia stai. Ok, better pro player, nu ala. Nu, ia stai. Eu vreau să trec și pe lângă perete, bro. Băi, interesantă rău harta. Bă, vezi că e muncită, bă, vere, îmi place și acolo acea elice. Că dacă vreau să mă calific, să nu mai joc harta, să ies, pot să o fac ducându-mă acolo unde este vântul acela. Băi, mișto, nu mă gândeam că o să-mi faceți hărți de astea, vere. Poate facem o ediție cu hărți blog, deci, dacă vreți. De asta, ok. Putem spune că 100% nu o să pot trece pe lângă pereți. Pe lângă acel perete.
Băi, mișto rău harta, bro, chiar îmi place, chiar realizată, bravo, epunare. Îți zic bravo, bro. Îți zic bravo pentru că e foarte mișto harta. Ia uite, mi-a ieșit tricul. Și ce mai tare e și că... A, ok, am putut să trec pe lângă perete. Vreau să zic că era tare dacă nu treceam nici pe lângă perete și trebuia să fac doar din skill. Dar cred că am avut și puțin bulan să trec pe lângă perete sau... A, nu neapărat. Oricum, e foarte bine realizată. E și harta din aceea pentru mamă. E harta din aia pentru refire. Ce nu-mi place la harta e că se mișcă astea destul de încet. Ar trebui mai rapide puțin. Ok, măcar harta să fac și eu așa zis aromă. Dar ce-mi place la harta asta totuși e că nu poți mai treci pe lângă perete. E pur skill. Ia, deci facem. Facem. Și facem. Bă, dar nu e atât de interesant din cauza că se mișcă foarte încet blocurile. Bă, dar harta e super bine făcută. Un sfat la mine, bro, modifică viteza. Cum la asta, la astea care ar trebui să fie un fel de laser, după, din perspectiva ta, ai reușit să le faci rapide, fă și astea puțin mai rapide. Că în rest harta e chiar mișto, numai că e prea lentă și plictisitor să stai să aștepți după ele, gen. Hai că mi-a făcut o dată tricul și cam mai e, că aștept mult după blocuri și nu și are rostul, gen, nu se merită. Bun, și următoarea harta se numește Double Like Sub. Ceea ce este foarte adevărat. Ok, pare simplă harta, n-am să vă mint. Pare puțin simplă, dar haideți să vedem dacă o rezolvăm și pe asta. Au fost cât de cât ușoare hărțile voastre și unele chiar mi-au plăcut. Deci, de fapt toate mi-au plăcut pentru că a fost efort, dar vă dați seama că unele chiar au fost faine. Vreau să scrieți în comentarii și harta voastră preferată din cele pe care le-ați văzut voi în clip. Ok, și... Mor aici? Nu, bro, a fost destul de ușoară harta asta. Ok, aici am făcut eu nebunie, chestie, dar oricum îți mulțumesc, bro, pentru hartă și trecem la următoarea. Bun, următoarea hartă este aceasta de la Davi și se numește PT Alex, adică pentru mine, by Davi. Și vedem de ei în poză că seamănă tot așa cu o hartă din țaia de training pentru blog, deci... Și arată chiar bine, acum să vedem și cum funcționează, dacă e făcută bine sau nu. Am înțeles că asta vreo 5 ore să o facă, deci cred că va fi destul de faină, dar hai să vedem. Ia și merge bine și controller-ul, că pentru o secundă nu prea mergea controller-ul. Ia stați așa. Ok. Ok. Mamă, bă, am făcut acolo trick, ești nebun? Băi, mișto harta, numai că asta mă mai încurcă câteodată. Hai că fac acum așa. Acum fac, uite, așa. Mai fac și, uite, așa. Băi, mișto, nu pot să zic că nu. Chiar a făcut bine, cred că a făcut mai bine decât aș putea face eu. Pentru că, bro, n-am cum, gen, să fac eu atât de bine. Bine, trebuie să fiu foarte creativ și... E cam greu să fii creativ fără să te enervezi. Vă pot spune eu de acum. Deci chiar a fost un efort foarte mare din partea celor care au făcut hărți de genul. Bine și ceilalți care au făcut hărți de oricare tip au depus efort, dar pentru asta să faci și să meargă toate cum trebuie e un pic mai mult efort, gen, zic și eu. Dacă... Ok, nu o să întreb. Zburăm, mamă, tric, nu știu ce, bam, bam. Bă, e foarte tare harta, bro.